În fiecare an, pe 5 decembrie, este sărbătorită Ziua Internațională a Voluntariatului. Evenimentul a fost marcat astăzi și la Slatina de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Matei Basarab al județului Olt. Aceștia au desfășurat o serie de activități în rândul elevilor, dar și al cetățenilor, pentru a le vorbi despre voluntariat. La nivelul Inspectoratului au fost organizate o serie de activități. Vor fi o serie de prezentări atât la liceele din municipiul Slatina, cât și la inspectorat. Începând cu ora 14 la sediul inspectoratului vor veni elevii de la liceul din Podcoava. La sediul inspectoratului vor veni elevii de la liceul din Podcoava. Urmă să le fie prezentate atât autospeciale de intervenție, cât și oferta educațională pentru școlile militare ale inspectoratului general. Copiii au nevoie să fie informați corect și la timp, atât în privința voluntariatului, cât și în privința parcursului evoluției lor profesionale. La acțiunea de astăzi au participat și două tinere care desfășoară voluntariat la ISU Olt chiar de anul acesta. Alexandra și Andreea au povestit cum au ales această activitate și cât de folositoare le este. Să fii voluntar înseamnă să înveți cum să salvezi o persoană, să înveți diferite lucruri despre primul ajutor. Am auzit de voluntariat de la doamna de biologie și mi-a plăcut și chiar îmi place să fac chestia asta. Este o experiență foarte frumoasă. Am învățat cum să ofer primul ajutor. Cum ai hotărât tu să faci voluntariat? Am participat la un concurs și de acolo am văzut că se fac înscrieri pentru voluntariat și mi-am dorit foarte mult să văd cum este. Fiecare persoană trebuie să depună un dosar de înscriere la sediul inspectoratului. Acest dosar conține o serie de documente, cerere de înscriere, certificat de cazier judiciar, copie după actul de identitate, aviz psihologic pentru cei cu vârsta sub 18 ani, acordul părinților. Elevii au fost interesați să afle informații despre munca de voluntariat, iar unii au spus că se gândesc chiar să se înscrie la cursuri. Mi-ar plăcea să fiu voluntar la pompieri, mi-ar plăcea și o carieră într-un domeniu asemănător. E bine, deci o să acordăm primul ajutor, pentru că nu știm niciodată unde suntem și ce se poate întâmpla. Îmi place să mă implic în diferitele activități, orice ar fi. Știi să acorzi primul ajutor? Știu decât manevra Heimlich. Reprezentanții ISU, dar și tinerele voluntare, îi sfătuiesc pe elevi să aleagă această activitate pentru că le va folosi pe viitor. Îi încurajez să vină la voluntariat, deoarece pot învăța chestii noi și pot învăța cum să salvez o persoană. Este foarte folositor. Să aleagă voluntariatul pentru că îi poate ajuta mult în viață, atât să te ajute pe ei însă și alte persoane. Este un domeniu, în primul rând, foarte atractiv. Este o activitate palpitantă, lăsând la o parte aceste lucruri. Cel mai important este faptul că poți să ajuți comunitatea din care faci parte. De fapt, aceasta înseamnă voluntariatul. La ISU Olt există peste 50 de voluntari, iar 7 dintre ei desfășoară deja intervenții împreună cu echipajele SMURT.